Shalom tuturor, de aici din deșertul Negev. În spatele meu se vede muntele Nebo și înălțimile Moab, pe care le vedeți în depărtare acolo. Iar între înălțimea de aici și înălțimile Nebo sau înălțimile Moab pe care le vedeți, ar trebui să fie Marea Moartă. Și bineînțeles, în spatele meu, cred că vedeți turma de cămile. Nu că vă face cu ochiul. De nu am venit să vă spun aici despre cămile, nici despre muntele Nebo. Sunt într-o zi, într-o excursie pe care o am astăzi împreună cu unii dintre colegii care sunt ghizi. Dar ce vreau să vă spun este legat de venirea românilor în Țara Sfântă. Așa cum probabil ați auzit, este vorba despre un proiect pilot care va începe pe data de 23 mai cu câteva grupuri numai. România este una dintre cele 4 țări care ar trebui să participe la acest proiect pilot dacă va semna acest contract, pe lângă Grecia, Cipru și Polonia. Încă nu s-au dat publicității toate detaliile, dar probabil că vor fi între 10 și 20 de grupuri care vor putea veni în termen de o lună, și ați auzit bine, față de 40-50 de grupuri care veneau pe zi sau poate chiar mai multe. Dacă totul va fi bine, atunci acest proiect pilot se va continua luna iunie, de la sfârșitul lunii iunie, cu încă 10-20 de grupuri, și apoi, începând cu luna iulie, vor putea veni individuale, adică 1, 2, 3 persoane care doresc o familie, dar până atunci numai grupuri organizate. Și trebuie să respecte anumite condiții, anume, trebuie să fie cele două vaccinuri făcute și 7 zile de la ultimul vaccin, apoi trebuie un test corona România care să fie valabil 72 de ore până la data zborului sau în cele 72 de ore și la sosirea în aeroportul din Israel un test serologic care să se vadă dacă persoana respectivă are anticorp sau nu. Sistemul este atât de complicat și s-ar putea să facă, să spunem așa, venirea primelor grupuri foarte, foarte dificilă. De aceea noi ca firmă Elni Flatours nu vom începe aceste grupuri și nu vom intra în proiectul acesta pilot. Și sperăm ca primul nostru grup să-l avem începând cu data de 21 august. Așa că o să-l afișăm pe site-ul nostru, de unde puteți lua detalii dacă doriți să veniți ca persoane individuale sau ca și grup organizat. Țineți minte data aceasta, dacă totul va fi bine până atunci, 21 august. Până atunci, de aici din Țara Sfântă, din Eretz Israel, vă spunem tuturor Shabbat Shalom, Shalom tuturor și vă dorim binecuvântarea celui de sus peste dumneavoastră, dacă va fi voia lui să veniți, să veniți. Până atunci aș vrea să vă spun, în acest video nu vorbim nici despre vaccin, dacă este bun sau nu, ci numai despre situația care este creată cu privire la sosirea grupurilor organizate înspre Țara Sfântă. Har și Shalom, Daniel Stanger, Elni Flatours. Thank you.